Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat aseară că o remaniere a guvernului condus de Viorica Dăncilă va fi făcută până la în începutul lunii octombrie. În spațiul public au apărut și primele informații despre care sunt miniștrii care ar urma să părăsească executivul PSD. Primul pe lista remaniaților este George Ivașcu, ministrul culturii, cel care în luna ianuarie a ajuns în guvern susținut de Gabriela Fira și de Robert Negoiță, liderii organizației București. Motivul oficial al demiterii ar putea fi organizarea deficitară a centenarului, după cum susțin surse politice citate de adevărul.ro. Un alt ministru care ar urma să plece este Lucian Șova de la Transporturi, Liviu Dragnea a reproșat chiar în ședința conducerii PSD din urmă cu câteva zile că proiectele de infrastructură avansează cu frâna de mână trasă. Mai informează aceleași surse. Cel de-al treilea ministru care are zilele numărate în guvern e Valentin Popa, titularul educației, autor a mai multor greșeli de exprimare. Deși intens criticați în ultima perioadă de opoziție și chiar de unii membri PSD pentru intervenția la mitingul diasporei și extinderea pestei porcine, ministrul de interne Carmen Dan și ministrul agriculturii Petre Daia ar urma să-și păstreze portofoliile.